Salutare! Astăzi vreau să vă prezint 5 telefoane de la Samsung care merită banii la sub 2000 de lei. Însă avem și un telefon la sub 1000 de lei. Cel mai ieftin telefon de la Samsung care eu consider că merită banii ar fi Samsung Galaxy M21. Cele dinaintea lui consider că sunt prea slabe comparate cu competiția, de aceea nu le bag în acest clip. Acest telefon excelează la ecran, la baterie, la tipul memoriei, adică UFS 2.1, practic o memorie rapidă, dar este bun și la camere în acest buget. Mai aruncați câte un ochi la resigilate, l-am văzut și pe la 800 de lei, cu zgrieturi fine, deci practic ca nou. Dacă cumva nu mi-ați văzut clipul lui Realme 7 Pro, adică unboxing-ul lui, dați o geană acolo pentru că eu l-am cumpărat resigilat și eu l-am văzut ca nou, doar cu mici chichițe acolo. Uitați-vă la clip și o să vedeți despre ce este vorba. Următorul în ordinea crescătoare a prețului este Samsung Galaxy A32. Acesta este în evidență prin faptul că are 5G la banii ăștia, însă este cu procesorul MediaTek Dimensity 720. O să vină clip și despre aceste procesoare din acest buget, adică vineri. Are o baterie mai mică decât pe M21, adică de 5000 mAh versus 6000. Are un ecran mai slab care este doar HD și pe lângă asta este TFT, adică LCD și nu AMOLED. La cameră este cam tot acolo, dar este mai nou și eu consider că o să-i mai scadă prețul și pe la 1000 de lei, având în vedere că este 5G, este un preț ok, a spune eu. Însă, la performanță este mult mai bun decât M21, de aceea l-am băgat și pe acesta în top. Dar dacă mai aveți undeva la 150 de lei, cumpărați Samsung Galaxy A42. Fără îndoială, treceți cu vederea peste A32, pentru că diferența de preț este destul de mică, zic eu, și acesta oferă mai multe. Odată vine cu procesor Snapdragon 750G, care da, o să vedeți că este cam tot acolo cu Dimensity 720, dar este un procesor Snapdragon, să nu uităm, deci aplicațiile o să fie ceva mai bine optimizate pentru acest procesor decât pentru Dimensity 720. Pe lângă asta, ecranul este AMOLED, dar tot HD. Totuși zic să nu ne pripim când zicem că este doar HD, pentru că eu personal pe YouTube mă uit doar în 480p, rar în HD, de exemplu, pentru că netul merge foarte rău și sincer, în HD eu deja sunt foarte mulțumit de cum se vede pe ecran. Bateria este aceeași de 5000 de mAh, camerele iarăși sunt cam aceleași, însă după cum ați putut vedea, versiunea de bază acesteia vine cu 128 GB de RAM. Deci dacă vreți să vă luați un A32 cu 128 GB de RAM, vă duce tot cam la banii ăștia. Și pentru că am uitat, acum vă arăt așa rapid designul acestui telefon, dar vă trec un pic și prin designul lui A32, nu știu cum de-am uitat chestia asta. Designul lui A32 mi se pare foarte fain, ceva mai altfel față de altele pe spate. Deci dacă designul vă interesează cel mai mult, A32 este cel mai fain din acest top, din punctul meu de vedere. Următorul, ca să nu ziceți că sunt sponsorizat de EMAG sau ceva, pentru că am doar 250 de abonați, de unde sponsor la abonații ăștia. Deci următorul și penultimul din acest top este Samsung Galaxy M51 versus A42 este mai slab la procesor pentru că are Snapdragon 730G. Ecranul este tot AMOLED, însă Full HD, 6 GB RAM cu 128 GB stocare, deci suficient. Camerele însă sunt, zic eu, ceva mai bune, ultra-wide-ul fiind de 12 versus 8 megapixeli și camera frontală de 32 de megapixeli. Însă megapixelii nu înseamnă totul. La camerele ultra-wide contează 8 versus 12, acolo chiar contează. Dar motivul principal pentru care eu aș cumpăra acest telefon este în bateria de 7000 de mAh cu încărcare la 25W. Deci telefonul ăsta trebuie să țină cam 2 zile de utilizare medie spre intensă. O zi, una într-una de PUBG dacă vreți, ar trebui să țină, pentru că și procesorul e destul de bun. Iar pentru cineva care utilizează așa mai light, să zic o oră, două pe zi, ecranul pornit și numai un pic de YouTube, un pic de Facebook, de astea s-ar putea să vă țină chiar 3-4 zile bateria acestui telefon, ceea ce e foarte, foarte bine. Însă da, chestia asta îl face o idee mai gros decât toate din acest clip. Acum alegerea o faceți voi până la urmă. Ultimul din acest clip, cel mai scump, dar și cel mai bun din punctul meu de vedere. Și da, pentru că e cel mai scump, teoretic ar trebui să fie și cel mai bun, logic. Este Samsung Galaxy A51. Atenție, varianta 5G, varianta 4G nu merită banii, nu vă cumpărați. Acest telefon a fost de Black Friday la 1300 de lei, parcă la Altex. A fost un deal extraordinar, cine și l-a luat atunci. Deci telefonul ăsta, dacă l-ai luat cu 1300 de lei, la vară, cu siguranță poți să-l vinzi tot cu vreo 1200-1300 de lei, pentru că, după cum vedeți, în acest moment este 1850 de lei, deci în acest moment tu poți să iei mai mult pe el decât a costat de Black Friday. Dar de unde vine și prețul ăsta atât de mare?
Păi hai să vedem. Odată avem procesorul Exynos 980, un procesor ce mie personal îmi place. Din nou, memorie internă 128 GB cu 6 GB, mai mult decât suficient. Camerele, din nou, sunt bune spre foarte bune, a zice eu, pentru banii ăștia. Dar ceea ce îmi place foarte mult și doar cam la flagship-uri vedem treaba asta, este că camera frontală filmează în 4K, ceea ce nu-i puțin lucru, zic eu, la banii ăștia. Nu că alții nu ar putea să bage chestia asta, dar efectiv nu o bagă. Nu bagă filmarea 4K, fie și ea la 30 de FPS-uri pe camera frontală, pentru că nu știu de ce. Da, după cum puteți vedea, AnTuTu scoate undeva la 320.000, ceea ce cu siguranță nu îl duce la nivel de flagship, dar îl poziționează bine la intervalul acesta de preț. Evident, ecranul este AMOLED Full HD, deci din punctul ăsta de vedere, din nou, un telefon foarte bun. Dar da, toate telefoanele din acest top sunt la 60 de Hz. Bă, eu am utilizat un telefon cu 90 de Hz, adică Realme 6, și acum utilizez un Realme 7 Pro și înainte am utilizat un Huawei P40 Lite 5G, adică unul cu 90 de Hz și două cu 60 de Hz. Da, diferența se vede, dar nu e atât de wow pe cum zic alții, dar da, chiar se vede, nu sunt genul care nu văd diferența. Da, se mișcă mai fluid, se mișcă mai drăguț așa, dar oricând, la orice oră, un ecran AMOLED la 60 de Hz, decât unul IPS, fie și el la 144 de Hz, părerea mea. Totuși, bateria pe acest telefon este cea mai mică, doar de 4500 mAh. Bine, și asta e o baterie suficient de mare pentru o zi de utilizare medie spre intensă, deci n-ar trebui să vă faceți probleme cu bateria. Acum, pentru că am uitat din nou să vă arăt designul acestor telefoane, să începem cu A51 5G, care arată practic ca A51, dar e practic aici împărțit în două. Cred că asta e diferența doar. Cam asta e diferența. M51 arată ca și A51 pe spate, parcă diferă culorile, după cum ziceam, e ceva mai gros. Deci diferențe foarte mici. M51 este de fapt ca și un A71, pentru că are bulina asta mai mare decât la A51. Cam asta a fost, vă recomand să cam evitați celelalte telefoane ce n-au apărut aici în top, dar știu, M31 și M31S sunt și ele niște telefoane bune, însă cred că diferența de peste 300 de lei față de la M21 este mult prea mare, doar pentru că am o idee mai bune. Deja ajungem la preț de A42 imediat și nu văd sensul, pentru că procesoarele de pe M21, M31 și M31S sunt deja destul de depășite, dar la 900 de lei e ok. E ok procesorul ăla pe M21. Eu sper că v-a plăcut și că v-am ajutat. Până data viitoare, nu uitați să-mi dați un like și un share acestui clip, pentru că aceste două lucruri mă ajută extraordinar de mult, dar și un subscribe. Din nou mă repet, doar dacă v-a plăcut, dacă nu, nu vă abonați, pentru că nu mă ajutați cu nimic dacă nu o să vă mai uitați la clipuri. Sincer vă spun, și aici o să apară pe undeva câinele ăla, drăguțul de el. Până data viitoare, am fost Roman, toate cele bune!